Eu vă povestesc lucruri reale, petrecute de mine și de alții. Nu vă povestesc lucruri auzite, o fi fost, știți cum e când... Așa. Aici, în Manat, a fost un grup foarte, foarte puternic, condus de colonelul Uță, dacă ați auzit. Și așa. Chiar din comuna Teregova au fost 22 de oameni cu arma în mână. 22 de oameni care au făcut parte din grupul de partizani. Nu-i tot una să fie arestat, că am zis, e mic salariu sau că pentru o vorbă. Și îl bagă de ținut politic și dă 5 ani. Deci, pe noi, ăștia care eram urmăriți prin munți, dacă cineva ne vedea și securitatea afla și nu ne denunța, îi da 5 ani pentru denunțare. Și se numea deținut politic. Ce politic a făcut ăla? Ce a lucrat ăla? Numai că nu m-a denunțat pe mine. Deci e o diferență mare între acel care n-a denunțat și acel care a luptat cu arma în mână an și an de zile. Niciodată n-am crezut că mă poate prinde viu. Noi am depus un jurământ că sub nicio formă nu mă voi preda și în cazul că voi fi încercuit și nu pot să îmi dau seama că nu, să mă împușc. Te sinucizi, cu alte cuvinte. Deci, fiecare dintre noi avea un pistol nou lung, semi-automat, care costa îl ținea pentru eventuală, Doamne păzește, dacă s-ar întâmpla așa ceva. Iar, pe lângă asta, mai aveam și o travă strignină. Pentru că colonelul Uță punea întrebarea. Bă, Ioane sau Gheorghe, ce faci dacă te prinde viu? Mătușorile nu mă poate prinde viu, pentru că noi nu-i ziceam domnule colonel. Mătușori, toți îi se adresa cu acest apetitiv de mătușori. Mătușoi? Mătușoni. Ah, mătușoni. Așa. Acest lucru se făcea datorită faptului că noi dacă mergeam undeva 7, 8, 10 și era și colonelul, nimeni nu știa care este colonelul. Nu trebuie să știe toată lumea, ăsta e colonelul. Și ne-a deja mătușone. Bineînțeles că multă lume îl știau. Și mătușonele mă împușc. Măi, nu ai timp să mă împușc. Nu se poate. Cum să n-am timp să mă împușc? Mă otrăvesc. Mă, n-ai timp să te otrăvești. Nu se poate, mătușoare, să n-am timp să mă otrăvesc. Măi, dormi și se suie securistul galare pe tine. Ești viu în mâinile lui? Da, situația azi, stați viu. E, și ce faci? Nu spun nimic. Nu spun nimic. Măi, nu poți să nu spui nimic. Nu poți să nu spui nimic. Trebuie să spui ceva. Dar fii atent ce spui. Nu spui sub nicio formă un om de-al nostru. Spui un om de-al lor. Unu, doi, trei, prea mult. Pentru că îi încurci. Că ăștia te anchetează zi și noapte, un an, doi. Și dacă te depistează că i-ai mințit, te dezmembrează cu bătaia. Dar pe acela care îl spui, să-l cunoști bine. Să-l cunoști bine și ala să fie om de-al lor. Un turnător, un informator, un membru de partid, să-l spui, ăsta mi-a dat, ăsta m-a ajutat, ăsta... Mi-a făcut, mi-a dat și... Pe mine m-a prins exact așa.
a dormit. Refugiul nostru cel mai sigur era atunci când iernam în munte, în timp de iarnă. Pentru că în munte, așa zisul munte, sigur că dumneavoastră știți ce înseamnă muntele, nu dealurile astea care sunt pe aici, astea nu sunt munți. Munți mari, munți, Țarcu, Retezatul, Godeanu. În pădurile munților era mai greu iarna să te depisteze securitatea, deși și atunci și prin munți căutau. Dar nu putea să caute așa iarna, fiind zăpada mare, numai dacă avea o informație precisă, punct cam precis unde ar putea să fie ceva. Și lucrul ăsta aveam noi grijă atât de mare ca să facem un adăpost și noi adăpostul care îl făceam în munte, adică în munte, să înțelegeți, în pădurile munților, nu în golul de munte. Vă trebuia lemne, în primul rând. Nu numai lemne, dar trebuia să fie pădure, pentru că în pădure te poți adăposti dacă în gol te împușcă de la distanță. Noi, începând cam de prin luna august, căutam un punct bun, strategic, ușor pentru noi ca să ne luptăm sau de apărăm în caz de ceva și mai greu pentru ei. Totodată și apă ne trebuia, totodată și lemne ne trebuia și locul ăla unde îl depistam că aici vom face și începeam lucrul, din acel moment când am început lucrul, acest loc era păzit în permanență de către un om de-al nostru, de către un partizan. De ce? Ca nu cumva să treacă cineva pe acolo, vreun vânător sau mai știu eu cine ar putea să treacă și să observe că aici se face ceva. În caz că ar trece cineva, nu-i putea face nimeni nimic. Cel care supraveghea terenul nu-l oprea să, din contră, se ferea să nu-l vadă, dar locul se schimba. Deci, imediat îi părăsai și te duceai în altă direcție, în altă parte și făceam adăpostul în pământ. Adăpostul se făcea în pământ cam atât de mare cât credeam noi că vom ierna acolo. Pentru că nu iernam toți într-un loc. Și niciodată nu știam grupul ăsta care ierna aici de alt grup care ierna în altă parte. Ca nu cumva, dacă acest grup era surprins și prins cumva, să spună și de ceilalți unde sunt. Deci ăștia nu știa nimic, deci până primăvara. Cu venirea primăverii, luam legătură între noi și ne reîntâlneam și începeam activitatea din nou. Deci ați fost mulți, înseamnă. Poftiți? Ați fost mulți, zic. Erau mulți luptători. Domnule, în grupul colonelului Uță au trecut vreo 75 de oameni. Dar niciodată n-au acționat toți pentru că unii veneau și alții mureau. Se întâmplea o încercuire undeva, murea 2-3. Sau prindeau pe 2-3. Și așa că, cum vă spun, nu a fost grupul ăsta toți odată să acționeze. Deși când a fost mai mare, nu era toți la una. Se comunica între ei, dar nu ședea la una pentru a nu, și din punct de vedere al alimentației și din punct de vedere al deplasării. Nu-i tot una când pleacă un grup de 5 sau 3 oameni și când pleacă 10 sau 15 oameni într-o direcție. Deci, practic, într-un bordei de ăsta, într-o ascunzătoare, erau în jur de 10, 8? Mult 10, sub 10 și 3 și 4 și 5, după cum eram. Da. Foarte greu. Foarte greu să faci adăpost în pământ, să te alimentezi, să-ți aduci apa pe canal de undeva, de unde vine. Nu puteai să faci acest adăpost lângă un izvor, că aveai nevoie de apă. Dacă o făceai lângă izvor, securitatea aflau rapid. Urmărea izvoarele.
Și atunci, ca să nu fi lângă izvor, noi trebuia să aducem apă de undeva de sus, dintr-un izvor, să deviem apa la adăpostul nostru. Să mascați? Pe canal. Și canalul făcut cu jgheap de lemn. Muncă, muncă și pază în permanență, să nu fie urmărit, să nu te descoperi cineva. Și după ce o băgai apa în adăpost, tot prin canal o băgai în același izvor. Deci, apa, sub nicio formă, nu te putea să te descopere, pentru că era în felul ăsta. Iar lemnele, când se termina lemnele le tăiam cu firizul, cu ferestău, și le băgam în adăpost, sub paturi. Și se termina, că nu puteai să bagi atâtea, că n-aveai unde. Și când vedeam noi, măi, mai avem lemne de vreo zi, două, dă să ningă, hai să ieșim afară. Asta o făceam cam după mează, așa, când vedeam noi că în timpul nostru o să ningă. Ieșeam afară toți, tăiam un fac, doi, tot tocam și băgam înăuntru. Dimineața, când ieșeam, era zăpadă peste tot, acoperit, nu mai se vedea niciun fel de urmă. Aha. Și fumul cum îl mascați? Fumul, de obicei, nu era așa o mare problemă, pentru că nu făceam foc decât noaptea. Dar și așa, îl căutam acolo, din adăpostul nostru, din asta, coșul să fie pe o scorboră. Deci și adăpostul ăla trebuia să căutăm un fag, să fie cu o scorboră, să iese ca sus. Vântul îl ia repede și îl răspândește. Deși noi noaptea făceam focul, ziua nu făceam. Ziua nu făceam niciun foc, nici nu păi era... Păi și când erau geruri de minus 20? Nu, să știți că în pământ nu e așa frig. Și dacă toată noaptea era cald, nu. A, nu, se încălzeau. Nu era, în pământ nu era frig. Erau și tencuite cu lemn? Adică da. Pe toate părțile era lemne, ca să nu se sudube pământul, și sus iar la fel lemne pusă, și peste lemnele alea ceva șdrilă, pentru că sau o hârtie din aia papodeclă, cum îi zicea, și pe urmă pus pământ. Și pus pământ mult, foarte mult, că în cazul că vom fi supriși în adăpost, o grenadă să nu poată să spargă acoperișul. Noi nu puteam să iernăm în același loc de două ori. Aici am iernat și două ori, altă iară, într-altă parte, la mare distanță, ne făceam adăpost. Greu a fost, greu, și nu eram urmăriți să ai inamicul în față, cum erai pe linia întâi pe front. Noi eram încercuiți, nu știe din ce parte te poate ataca securitatea. La Trăcânii, aud că la Trăcânii, pe marginea pădurii, unde era stâna, zic către Gheorghe, măi, hai să ne băgăm mai în jos, că ne miroasă câinii și ne latră. Zic, și uite, porniră ăștia oile, că s-aud și clopotele de la oi. Să ne băgăm mai jos. El zice, hai, cum era culcat unul lângă altul. Eu mă salt. Când mă salt în genunchi, văd o caschetă. Și când văd cascheta, și sobează. Și când sobează, trage. Dar când sobează și trage, toți 15 trag și smeară. Stoi! Sigur că nu m-au văzut pe mine toți 15, că n-avea cum să mă vadă, dar ăla care m-a somat m-a văzut. Că și spune el acolo, în declarația lui. Am văzut pe banditul Ciurică și Stădescu că s-a apropiat. Aici e greșeală de specie, că eu m-am săltat de jos, m-am apropiat dacă m-aș fi mers. Că s-a apropiat la 7 metri. Așa aproape erați de ei? Așa scrie el, eu nu știu cât o fi fost, că l-am măsurat eu. Ce spus eu puterea lui Dumnezeu? Dar stai să vezi, până gata. Și domnule, când trag și beară 15 nebuni, vă dați seama, focurile alea, pistoalele, mitralele, te desurja pădurea, eu m-am întors cu fața în sus, că nu puteam altfel, nu puteam să iau pistolul, aveam un glaimer nemțesc, să iau poziție de tragere, că m-ar fi împușcat. Trebuia să stați pe spate, da. Trebuia să trag, că ei
Când noi trăgeam, ei își băga capul la cutie că le era frică, își lăsase copiii, nevasta acasă. Eu nu mă mai interesa viața, pe mine nu mă interesa că mor. Și cădea frunza pe mine de la focurile care le trăgeam eu. Se oprește pistolul, îmi bag alt încărcător în pistol și fac un salt. Băi, fraților, dacă ar fi Sergio la Niculescu să facă filmul ăsta, mult, mult aș dori și mult l-aș plăti. Dar să facă exact cum s-a petrecut acolo. Fac un salt și cad. Când cad, cad cu mâinile pe spate, cu o mână, în asta aveam pistolul ăla, 32 de cartuși, și mâna asta, între două gemănări de fac așa, între doi faci, ca pe picior așa fac. Și mă zbat eu să prind cu picioarele, cu călcâile, să mă întorc. Oameni buni, peste cap văd securistul, cred că ăla care a tras, că el spune în declarația asta, care vă spun eu că vă arăt acum, am văzut pe banditul Ciurică și Sălescu la 7 metri, am somat și am tras. După primul foc mi s-a blocat pistolul, spune el. Cine a blocat pistolul? Și eu văd, când eu mă zbăteam, securistul peste cap. La ce distanță pot să văd eu un om peste cap, domnule? Cu pistolul blocat, probabil că de aia nu vă pușcat. Păi, dar pistolul lui era în mână, un pistol cu 72 de cartoșe, am mâna asta întinsă și așa zicea, stai, nu mai soma. A, era frică deja. Stai așa. Dar nu știu cum Dumnezeu și numai puterea lui Dumnezeu, îmi bag un cot și mă răsușesc și ies, domnule. Dar când am ajuns și am ieșit de acolo, duc mâinile la pistol și trag. Dar cum trag? În față, nu mai în spate. În direcția în care m-am dus eu prin pădure. Sigur că a fost foarte bine că așa am procedat. Pentru că era alt post de la vale prin pădure, că ei trei posturi. Unul aici, unul acolo și unul în partea de jos. Și eu eram la mijloc. Și dus am fost. Prin pădure jos. Și prin pădure nu mai aveam o pică într-un picior. Observ că acolo când m-am zbătut eu mi-a sărit o pică. Mă duc prin pădure jos. Cred că cam cade aici pe la gară. Și acolo era o poiană mare. N-am avut eu interes să mă duc, dar așa picat pe direcția aia. Și poiana aia era o poiană cu ferică. În poiana aia noi aveam ceva alimente ascunsă. Dar ascunsă de moment, așa, nu se dureze mult timp să le luăm de acolo. Dragii mei, și acolo a fost 4 posturi a câte 5 oameni. Spun ei că eu nu i-am nămărat de dracului. Și acolo spun ei, am văzut pe bandit că s-a apropiat, a depistat pânda, e terminul lui acolo scrie, a depistat pânda voind să se adăpostească după 2 fagi care era la distanță de 50 de centimetri unul de altul și intenționa să deschidă foc, adică eu. Dar a deschis foc ei și nu m-a nimerit nici ala. Cine a fost totul care m-a apărat? Nu mai rețin exact, parcă mi se pare că și ala spune că i s-a blocat pistolul. Dumnezeu! Asta a fost în 1952. Noi, fiecare în sacul de merinde avea o carte de rugăciune. Fiecare, eu, spre exemplu, aveam Noul Testament, care pot să vi-l arăt, undeva aici în Munții Semenicului, într-o pădure, a fost împușcat. Pe mine m-a împușcat prin haine, prin Noul Testament, care îl aveam aici la șold, Noul Testament și medicamente, prim ajutor, fiecare avea medicamente la noi în caz că cineva a rănit. Și prin sacul de merinde unde aveam această carte, au trecut vreo 6 cartoșe. Am găsit găurile dimineața, că n-am știut eu noapte atunci că sunt împușcat prin Noul Testament.
Dimineața am vrut să pansăm pe Caraibotion, Ciovică de la Lucavița, care a rupt mâna în acțiunea aia și am căutat și eu sacul de merindie să îl pansez și aveam medicamente și atunci dau de carte și... Găurită. Găurită, care o să vă arăt dacă e cazul. Da, 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 da. Și de asta vă spun că noi nu eram criminali. Eram oameni cu credință și de asta... De asta pot să vă spun că adăm Noul Testament de acolo sus. De asta vă pot să vă spun că a fost încercuit de 8 ori. Domnule, să fii încercuit de 8 ori, nu de 2-3 oameni. De armată, domnule, bine dotată. Și cine v-a scăpat? Numai Dumnezeu. Nu că a fost eu vreun isteț. Și nu prindea cartușuri bine, cum ziceau comuniștii aia, securiștii, că avem iarba dracului pe noi, că nu prinde cartușuri. Nu. Dumnezeu neapărat. Uitați, domnilor, era cu coperți așa cum trebuie să fie, dar de 1952, unde a fost ascuns, s-o desfaceți dumneavoastră și uitați. Dați masă ușurel așa, da, să nu... Da. Uite aici a fost, da, aici a dat glonțul. Da, a trecut prin carte, da. Da, uite să și vede gaura din glonț, uite-le. A trecut așa. Da, da, da. Așa a trecut. Cum era... Ha. Deci, un, doi, trei... Dar nu v-a rănit pe dumneavoastră. Păi nu m-a rănit, dar numai un pic și aici mă, eram gata. În momentul când m-ar fi... Aici mă... Am dat-o la un cetățean care facea parte din organizație, după ce a fost împușcată, să o păstreze. Și dacă voi ajunge să scap din năcazuri, să mi-o dea. Și după reeliberare din pușcărie, m-am dus și mi-a dat-o. Dar cât a stat în pușcărie? Condamnat 25 de ani și a stat 10 ani, 3 luni și 8 zile. Condamnat în 1954 și eliberat în 1964. Unde? Când a fost decretul ăla dat de Gheorghiu Dej. We'll be right back.